O comună din Buzău se poate lăuda cu una dintre cele mai mari comori din țară. Locuitorii de acolo au sub picioare un zăcământ uriaș de gaze naturale. Paradoxul este însă că oamenii se încălzesc tot cu lemne. Deși în urmă cu 5 ani autoritățile anunțau că zăcământul va asigura independența energetică, chiar și la nivel național, nu au reușit să extragă gaze din sol nici până în ziua de azi. Muncă multă! Ce vedeți aici, așa și aici? 15 milioane! Gaz, dacă am avea, e nemaipomenit. Te scoli în căldură, nu mai tragi de lemne. Acum, cum or fi costurile de acum încolo? Mirela Dobrescu este unul dintre cei peste 3.000 de localnici din CEA Roseti care au sperat în zadar că vor scăpa de sobele cu lemne. Ca să încălzească locuința, femeia muncește cât e ziua de lungă. De dimineața sparge lemne, iar apoi trebuie să întrețină focul din sobe. Ideal ar fi să avem gaze. Foarte bine ar fi. Nu mai umblăm cu butelie, cu... că mi-e greu și cu butelia, nu știu să o pun. Peste 5.000 de lei o costă lemnele necesare într-o iarnă, mai mult decât ar plăti la gaze. Sediul primăriei, cabinetele medicale și școlile din comună sunt și ele încălzite la fel. Școli din cerul sau când e fuc? Dacă sunt gaze, care e diferența? Economia. Lucrările pentru racordarea gospodăriilor la conducta care traversează comuna ar costa peste 6 milioane de euro. Statul și firmele care extrag gazul din subsol ar fi trebuit să acorde subvenții acum 5 ani, când autoritățile au anunțat descoperirea uriașei rezerve de gaz, despre care spuneau că va asigura independență energetică la nivel național. Oamenii au așteptat însă în zadar. Vrem ca să ne instaleze și nouă gaze aici pe teritoriul nostru. Că va face, că va drege, da? Banii așteaptă de la unii, că la bugetul local nu prea cred că sunt. Ba, gaze, nu contează cât costă. Acum vă costă mult lemnele? Păi cum să nu cumpăr mereu? Ne uităm cum pleacă gazele la noi din localitate fără a avea o posibilitate de a racorda cetățenii la gaz. E deranjant pentru populație, întrucât lemne se găsesc din ce în ce mai greu și noi, la noi trec gazele naturale din pământul nostru. Zilele trecute, ministrul energiei a susținut că vor începe investițiile pentru extragerea zăcământului, de unde primele gaze vor veni cel mai probabil în 2023. Pepenii românești ar putea atinge 8 lei pe kilogram vara aceasta, de la 3-4 lei cât costau până acum. Dublarea prețului vine în urma scumpirilor din ultima perioadă. La Dăbuleni, patria lubenițelor, de pildă, fermierii au început să planteze semințele pentru răsaduri și își fac socotelile. Mulți vor să reducă suprafețele cultivate sau chiar să renunțe la producție pentru că, spun ei, nu-și vor recupera investiția. În solariile încălzite, fermierii de la Dăbuleni pregătesc în această perioadă răsadurile de pepeni și se gândesc să reducă suprafețe cultivate. Dacă anul trecut investiția pentru un hectar de pepeni costa circa 15.000 de lei, acum suma ajunge la 25.000 de lei. Scumpirea se va reflecta și în prețul final al lubeniței, de la 3 lei kilogramul la dublu sau chiar mai mult. O astfel de plantă altuită la magazin, anul trecut o cumpăram cu 2,50, anul ăsta a ajuns aproape de 4 lei. Norocul cel mare este că noi le facem noi și costul ajunge mai mic. Că altfel nu puteam să renunțăm. Producătorul cere acordarea unor subvenții pentru îngrășăminte, plante sau energie electrică pentru a reuși în continuare să aducă pe mesele românilor celebra lubeniță. Folia am luat-o anul trecut cu 10 lei, acum prețul s-a făcut 15 lei. Motorina 5,50, acum este 7 lei, 7,30. Pesticidele tot așa au crescut cu 100%. În aceeași situație este și Cristian, care se pregătește să monteze răsadurile în spații protejate, unde e nevoie de căldură permanentă și de multă migală. Ultimele calcule ale sale au arătat că acum are de investit cu 70% mai mult față de anul trecut. Dacă lubenița va ajunge cu 7-8 lei pe kilogram, nu o să fie bine. Noi ca comercianți poate ar fi bine, dar eu vă spun că se va prăbuși, pentru că nimeni nu-și permite să dea 8 lei pe kilogramul de lubeniță. Lubenița, din punctul meu de vedere, trebuie să ajungă undeva la 2 lei, 2 lei și un pic pe piață, iar noi să nu scadă sub un leu. În astfel de condiții, clientul va cumpăra pepenii grecești mai ieftini, dar mai slabi calitativ decât produsele autohtone. Se tem clienții și autoritățile. Ce preferă? De regulă preferă prețul mai mic. Nu contează la mulți calitatea, pentru că pepenii de Dăbuleni sunt pepeni care sunt de o calitate superioară celor aduși din import. Și e de notorietate. Circa 3500 de hectare cu pepeni verzi și galbeni au fost cultivate anul trecut în județul Dolj, dintre care 900 doar din Dăbuleni.
Orice salariu sub 3.000 de lei este mult prea mic pentru a trăi decent. O spune chiar ministrul finanțelor, Adrian Căciu. Grav este că aproape 80% dintre salariați câștigă mai puțin de atât. În aceste condiții, nu ar trebui să ne mirăm că tot mai mulți iau calea străinătății, unde pentru aceeași muncă primesc mult mai mulți bani. Îmi iubesc foarte mult țara, nu este că mi-am dat România pentru Grecia, dar Grecia m-a primit cu brațele deschise acolo când aveam mare nevoie de bani. Pe Viorica am găsit-o la autogară, așteptând să plece spre Grecia. De 10 ani lucrează într-un hotel din Atena, unde câștigă 1200 de euro, de 3 ori mai mult decât ar fi primit aici. Noi cei de afară sprijinim familiile aici în România. E grea calea străinătății? Foarte. Dureroasă, îți lipsesc ai tăi. Dar ce să facem? Ne sacrificăm de multe ori. Nu puțin sunt cei care s-au gândit măcar o dată să plece în străinătate în căutarea unui trai mai bun. Carmen Călin este unul dintre ei. Dacă nu avem probleme de sănătate, la vârsta asta lăsăm totul și plecăm. Este imposibil să-și împartă salariul cât să-i ajungă pentru mâncare și facturi. Este asistentă medicală, iar de multe ori își ia încă un job part-time ca să acopere toate cheltuielile. Cât îl primit? Mi-e și rușine să spun. Deci mi-este și rușine să spun. Primiți 3.000 de lei? Nu. Ținând cont că nici măcar nu am copii și tot fac datorii. Acest calvar îl trăiesc mulți români. Din cei 5 milioane și jumătate de angajați din țara noastră, aproape 30% sunt plătiți cu salariul minim pe economie, adică puțin peste 1500 de lei net. Alți 2.700.000 câștigă până în 3.000 de lei. 3.000 de lei este un buget limitat pentru o persoană, mai ales că totalul bugetului alocat pentru alimente este cuprins între 1.000 și 2.000 de lei lunar. Ne lipsim de foarte multe chestii. Nu se mai pune problema să călătorim, să ne cumpărăm haine sau încălțăminte. Salariul mediu este de 3.544 de lei net. Cei mai prost plătiți angajați sunt cei din comerț, paznicii și cei care lucrează în restaurante. Meseria de critic culinar a fost reinventată de vloggeri și este mai actuală ca oricând. În ultimii ani, pasiunea pentru gastronomie a devenit pentru mulți o sursă importantă de venit și în România. În funcție de publicitatea pe care o fac, tinerii pot să câștige chiar și 1.000 de euro într-o lună. Meseria de critic culinar este tot mai râvnită de tinerii de la noi, nu doar pentru că este profitabilă, ci și pentru că oferă șansa de a gusta gratuit din mâncăruri fine dining gătite de șefi cu experiență. Un vlogger culinar alege din meniu preparate pe care nu le-a mai gustat, analizează tehnicile de gătit și studiază modalitatea de servire. În timp ce degustă, face videouri și fotografii pe care le postează apoi în mediul online. Avem un risotto făcut cu șofran și trufe, adică ingrediente scumpe care dau o valoare semnificativă preparatului. Ramona a devenit vlogger culinar în urmă cu 2 ani. Pentru că este angajată la o corporație care îi permite să muncească de acasă, a avut timp să ia în serios pasiunea pentru gastronomie. A învățat singură cum să pună o farfurie plină în valoare pe internet. Astăzi degustă preparatele unui restaurant fine dining din centrul istoric al Oradei. Știind că se pot face mulți bani, încercat să fructific și cumva am legat și pasiunea, dar și această parte financiară și lucrurile au ieșit foarte bine. Toate preparatele în ziua de azi consider că trebuie să fie instagramabile. Adică asta căutăm noi și cum sunt și preparatele de astăzi, să conțină cât mai multă culoare. Gurmanzii prind gustul mâncărurilor apetisante mai întâi online. Dacă recenziile sunt bune, caută locațiile recomandate. Știu exact ce să aleagă din meniu. Primul lucru când mergi undeva într-un loc nou, cauți pe net să vezi ce au scris alții despre el. Dacă vezi review-uri bune, clar mergi. Dacă toate review-urile sunt negative, nici nu mai intri. Tocmai de aia e așa de important să existe oameni care să verifice localurile. Câștigul unui critic culinar începe de la 250 de euro pentru o recenzie și poate să ajungă chiar și la 10.000 de euro. Meseria reinventată este o provocare și pentru proprietarii de restaurante. Materialele vloggerilor se distribuie rapid în mediul virtual, implicit reclamă. Este o mare bucurie ce se întâmplă la ora actuală în România, amploarea care a luat-o și reinventarea meseriei de critic culinar. Este un mod de o reclamă foarte reală și obiectivă. Un critic culinar de succes trebuie să citească cărți de profil, să călătorească și să deguste din gastronomii diferite și, foarte important, să aibă talent la scris și să facă fotografii reușite.
Istoria telenovelei Simona Mărgăian și Francesco Tiela, italianul păgubit cu aproape 1 milion de euro, se repetă. De data aceasta, personajele cu rol principal sunt Ancuța și Fabrizio, ea, o brunetă focoasă de 40 de ani din județul Timiș, iar el, un italian, om de afaceri prosper cu 20 de ani mai în vârstă. S-au văzut, s-au plăcut, așa că au început imediat o relație afectoasă virtuală. Povestea care a ajuns subiect la televiziunea italiană o vedeți astăzi la Asta e România de la ora 14:30. Iată titlurile. Mai întâi și-a pierdut capul după românca cu 20 de ani mai tânără. Zine, eu tengo tanto, tanto te. Tu lo sai che Romania, eu nu ce nessuno, ce solo te. Eu nu ce scarpe despre partire. Ce-o qualche adidas, ma non sono buoni, sono rotti. Apoi și-a pierdut și banii. 132.000 euro. El m-a ajutat, nu i-am băgat mâna în buzunar. Ce s-a întâmplat cu banii? Că înțeleg că banii nu mai sunt. Le băga la aparate, ce să facă cu ei? Povestea de iubire dintre Ancuța și Fabrizio bate filmul. Unde e Ancuța? Ancuța e plecată de mult, a fost la Germania, a fost la Ungaria. Când ați auzit că un italian trimite bani? Eu o să vorbim cu el la telefon, s-o iubit la o altă, cunoaște soția, copiii. Telenovela 7 înmormântări și nicio nuntă, coproducție româno-italiană. A salvat oameni și animale ca să-și salveze sufletul. În momentul în care simțiți aceste pietre sub coaste când dormiți și țineți mâna pe icoană, simțiți și durere? Nu. Nu, pentru că toată ființa este conectată la Dumnezeu și la Mântuitor. El nu are cum să mă chinui, adică momentul în care mă stâmpă pietrele astea, probabil că există și durere, dar eu nu mai simt. Dar pe el cine să-l salveze? Vă rog frumos, opriți filmarea că nu... Ce ne dorim dar noi? Nu aveți niciun drept să da. Veniți să filmați fără să stați de vorbă cu noi. Ceea ce au făcut este clar că nu-l slujesc pe Dumnezeu. Pe cine slujesc? Pe diavol. Aici este un balaur. Ei au monopolizat mănăstirea asta. Au transformat-o în feudă. Casă pentru călugărul alungat din mănăstire. Doamne, și asta toate pentru mine? Da. Doamne, pentru Doamne. Am avut o surpriză acolo. Nu mai dorm pe poadă pietre. Dacă fiecare face părticica lui de bine, și câinii, și oamenii, și am fi cu toții mult mai bine. Am ajuns la capătul lumii și când te gândești, asta e România, fraților. Mergem în ținutul pădurenilor, unde iarna ține jumătate de an. Deci nu-ți vine să crezi ce zone faine avem aici. Pentru noi e paradis. Într-o zi din aia geroasă de minus 15 grade să troznească zăpada sub tălpi. Sania zburdă, plutește efectiv. Deci cam e capătul lumii, să zice așa. Suntem înconjurați de pădure. Eu personal aici vreau să mă. Mă nu știu dacă o și reuși. Căutăm oameni și povești în cătunele ascunse în nămeți. Criza forței de muncă îngenunchează mai mult ca niciodată domeniul agriculturii. Tinerii sunt din ce în ce mai greu de convins să facă muncile câmpului, deși li se oferă salarii uriașe. Un tractorist, de exemplu, a ajuns să câștige cât un corporatist, chiar și 7.000 de lei. Chiar și așa, candidații nu se înghesuie. Motivul? Pleacă peste hotare, unde salariile în domeniu ajung și la 1.000 de euro. Spre exemplu, noi suntem acum la pregătirea patului germinativ. Setăm viteza de înaintare a utilajului în brazdă. Acest bord cu multe LED-uri și panouri touchscreen este al unui tractor performant, care a costat numai puțin de 400.000 de euro. Manevrarea lui necesită însă mai mult decât priceperea în a mânui un volan. Înainte, tractoristul când începea lucrarea era plin de vaselină, murdar și toate cele. Păcând la acest moment un operator, că nu putem să-i mergem tractorist, poate veni îmbrăcat la costum, la cravată. Lucru cu tractorul nu se face decât din partea electronică. Valijecu este unul dintre marii producători de usturoi din țara noastră. Face lucrările agricole cu tractoare și combine moderne, care l-au costat peste 1 milion de euro. Pentru că nu găsește tractoriști pregătiți pentru astfel de mașinării, este nevoit să muncească și el. Viteza de deplasare pentru a semăna usturoiul se face cu viteza de 1,3 km.
Nu putem să mergem mai repede. Agricultorul din Buzău este ajutat de Adrian, un tânăr de 26 de ani recent întors din Franța, unde a lucrat tot pe utilaje agricole performante. Acolo câștiga peste 2000 de euro, însă a revenit acasă, după ce i s-a oferit un loc de muncă plătit cu peste 6000 de lei. Se lucrează cu GPS și extrem de multe calculatoare. Deci nu mai este totul mecanic, ca să zic așa. Totul se face doar cu un calculator, cu o autoghidare. Fug de ea pentru că nu au încercat și noutatea. Adică nu mai suntem în 2002. Deși salariile ajung până la 7000 de lei, candidații nu se înghesuie să se angajeze. Mulți aleg calea străinătății, iar cei rămași în țară pierd cursa cu tehnologia. E greu să ții pasul cu cei din afară, unde plătesc salarii de 4000-3000 de euro în agricultură pentru oameni calificați. Noi, la momentul ăsta, nu ne permitem acest lucru, pentru că asta e situația în România. Salariile pe care unii fermieri le oferă tractoriștilor pot conține și bonusuri, zile libere, bonuri de masă sau mese asigurate în timpul orelor de lucru. Casele cu eficiență energetică ridicată, numită și case pasive, încep să prindă tot mai mult teren și în țara noastră. Sunt preferate în special de familiile care își doresc locuințe spațioase, însă fără să plătească o avere pe facturile la încălzire. Investiția este cu aproximativ 20% mai mare decât în cazul unei case convenționale, dar merită, spun proprietarii. Locuințele spațioase cu un consum de energie aproape de zero sunt visul oricărui proprietar. Asta și-a dorit și Georgiana de la Noul Cămin. De 2 ani locuiește împreună cu familia ei într-o casă aproape independentă din punct de vedere energetic. Avem prieteni, cunoștințe, știm cât plătesc la întreținere, ca spun așa, în special pe gaz, noi nu avem gaz aici. Acum mulți ani plăteau de 5 ori mai mult. Locuința cu o suprafață de 200 de metri pătrați este perfectă pentru cei 4 membri ai familiei. Le oferă confortul termic ideal, indiferent de sezon. Iar în lunile de iarnă, factura la curent nu depășește 300 de lei. Nu avem niciun stres, că dăm drumul bine. Avem și șemineul pe care nu-l folosim în fiecare moment al zilei, adică facem focul dimineață, ca să ne fie clar, și ne ține până a doua zi. Da, asta înseamnă că nici lemne nu se consumă foarte multe, tocmai pentru că toată căldura se păstrează și se recuperează. Economia, sigur, și nu e vorba numai de bani, e vorba și de relaxarea, confortul cu care stai și temperatura constantă peste tot. Casa nu este racordată la rețeaua de gaze pentru că este dotată cu mai multe sisteme care asigură căldura și apa caldă, iar pentru că locuința este bine izolată, energia nu se risipește. Așa se face că temperatura optimă în interior este păstrată mult mai mult timp, indiferent de câte grade sunt afară. Temperatura din casă, temperatura cu care ies aerul afară, deci până la urmă avem aici o pierdere la 7,6 la 11,8, înseamnă, aproape 3 grade. Deci se recuperează foarte mult. Avem nivelul de umiditate 50,7. Consumul de energie necesar pentru încălzirea unei case pasive este cu cel puțin 75% mai mic decât în cazul unei locuințe clasice. În plus, casa este dotată cu un sistem inteligent de ventilație care asigură în permanență aer proaspăt în locuință la temperatura ideală. În clădirea de față, de aici ne filmăm, dânșii și-au montat și un puț canadian, acel schimbător cu pământul. Chiar acum câteva zile, când a fost minus 11 grade afară, noi ajungea aerul de la priza din exterior, ajungea aerul la unitatea de ventilare cu 6,8-6,9 grade. Deci foarte bine. Beneficiile sunt majore, pentru că în momentul în care eu plătesc puțin și am un confort maxim, ce să mai dori mai mult de atât? O directivă europeană care a intrat în vigoare la începutul anului trecut impune ca toate clădirile noi să respecte principiul consum de energie aproape zero. Și dacă în alte țări astfel de locuințe se construiesc de 10 de ani, la noi conceptul a început să prindă abia în ultima perioadă. O astfel de casă costă aproximativ 150.000 de euro. Pițigoiul codat este pasărea anului în România. Mic și gingaș, pițigoiul a strâns cele mai multe voturi din partea iubitorilor de natură. Norocoșii care l-au întâlnit în parcuri au rămas impresionați de frumusețea lui.
Mic cât o vrabie, dar pe jumătate cât greutatea ei și cu penajul în două culori, pițigoiul codat este ușor de recunoscut datorită cozii lungi în comparație cu restul corpului. Frumusețea sa aparte și gingășia i-au adus titlul de pasărea anului în țara noastră. Dimensiuni destul de mici, ajunge undeva între 7 și 8-10 cm, cu coadă cu tot undeva la vreo 15 cm, pentru că are coada destul de lungă, un gri deschis, dar, după cum am spus, foarte greu de recunoscut de către persoanele necunoscătoare. Pițigoiul stă mai mult prin parcuri unde vegetația e deasă și aproape niciodată n-o să-l vedem singur, ci în familie. Indiferent de anotimp, trilul micuței păsări e la fel de vioi. Ce mai norocoși putem fi iarna, pentru că, după cum se știe, cad frunzele din copaci, atunci e mai ușor de observat. Pasărea, trăind în grupuri de 15-20 de exemplare, avem șanse să o vedem mult mai des în anotimpul rece. Doamnelor și domnilor, jurnalul se oprește aici. Dacă aveți un subiect care poate deveni o știre, ne puteți trimite informațiile și imaginile pe numărul de WhatsApp 0753 123 133 sau așteptăm un e-mail la adresa info@canalde.ro. Cele mai importante informații ale zilei le găsiți și pe site-ul nostru știrilecanalde.ro și nu uitați să intrați pe pagina de Instagram știrilecanalde.ro. Eu sunt Simona Pătruleasa, vă mulțumesc pentru atenție, o duminică liniștită vă doresc. La revedere!